A fost abandonată construcția în anul 2009, s-a ajuns la acest stadiu pe care dumneavoastră îl vedeți. Păi și de 11 ani stă așa? 11 ani stă așa. Din 2010 cine am venit... Cine ar fi putut să vă asigure fonduri pentru... Deci este un proiect derulat de către Primăria Municipiului Roman. Dânsii sunt cei care au investit. Și câți bani mai trebuie aici ca să o terminăm? Mai trebuie să niște bani, dar haideți să vedeți interiorul și o să vă arătăm după aceea. Ăla este căminul nostru. Avem elevi la etajele 1 și 2, la 3 și 4 sunt locatari. Deci ea se degradează stâng, este păcat, mai trebuie construit în interior. Asta clădirea principală. Aici trebuia să fie sala de mese, conform proiectului. Iar partea care reprezintă bucătăria este neterminată. Deci neterminată. Este neterminată. Da. Din cauza unui viciu, cred, arhitectural, se produc infiltrații. Deci acoperișul are o formă destul de ciudată. Și din cauza acestui lucru, după cum vedeți, avem infiltrații. Deci, normal, ar trebui schimbat proiectul, făcut un alt acoperiș s-au și să-l terminăm. S-a făcut o hidroizolație la acoperișul existent. Cred că da, nu știu exact toate detaliile construcției în interior. Asta este un tavan fals, deci nu este o clădire cu tavan, așa cum o înțelegem noi în accepțiunea termenului tavan de la... casele noastre. Deci astăzi nu știți cam câți bani ar mai trebui să finalizați aici? Nu știm exact care ar fi suma de finalizare. Dar totalul, dacă era proiectul integral, cât ar fi? Oricum nu mai deci e... nu mai corespunde, că vă dați seama... E vorba de 11 ani de când stau așa. Plus intervin reparațiile. Plus că intervine reparațiile... Era vorba la o valoare de circa 400.000 de lei, dar... Ați făcut demersuri? 400.000 de lei. Deci au fost în 11 ani, dacă dădea câte 30.000 pe lună. Și... Da. Ați făcut demersuri? Ce răspunsuri ați primit? Deci, de fiecare dată a fost amânată pentru alt exercițiu financiar. De 11 ani. Da. Da. Eu am venit astăzi aici pentru că am fost solicitat să vedem investiția de aici și vreau să vă ajut. Mulțumim. Am venit să vedem despre ce e vorba. Cred că trebuie să facem o expertiză, să vedem care sunt nevoile financiare pentru a finaliza această investiție. Voi discuta un pic și cu Primăria Municipiului Roman, pentru că ei sunt cei care au această investiție, da. Nu? În mod normal, de 11 ani, dacă vedeau câte 30.000 pe an, era finalizată investiția asta, dar mă rog, nu s-au preocupat, n-au dat, o să vină Consiliul Județean să o rezolve. Deci imediat ce avem o expertiză făcută și știm suma exact, de care aveți nevoie, vom aloca și vom ajuta liceul dumneavoastră să finalizăm investiția de aici. Noi ne dorim foarte mult să se realizeze această investiție, pentru că știți că Ministerul Educației și Cercetării derulează acel program O Masă Caldă pentru Toți. Am avea spațiu corespunzător pentru a asigura acest serviciu și faptul că avem și elevi în internatul liceului. Internatul de la Petru Poni nu asigură cazare numai pentru elevii colegiului. Asigură cazare și pentru toți elevii unităților școlare din municipiul Roman, care nu mai au cămine și internate. Deci toți elevii din municipiul Roman îi cazați aici. Îi putem caza aici. Păi atunci haideți să facem așa, haideți să facem un apel către Primăria Municipiului Roman să mai lase un pic bordurile și pavelele și să dea bani să finalizăm aici investiția. Asta pune și Consiliul Județean, pune și Primăria, pentru că aici vorbim de elevii din tot municipiul Roman. Și dacă nu sprijinim și nu numai educația și nu numai, din toate comunele... Și nu au nevoie de cazare. Din comunele din Împrejurii nu au nevoie. Da. Elevii din liceile din municipiul Roman. Da. Și atunci, dacă nu suntem responsabili să sprijinim acești copii, eu cred că pot să mai întârzie un pic bordurile și pavajele prin oraș, pentru care s-au făcut credite, și să ne punem împreună... Să punem împreună umărul și să finalizăm investiția de aici pentru copii.
voi face și eu un apel către primarul Romanului și către Consiliul Local. Cu siguranță colegii mei din Consiliul Județean vor fi de acord cu solicitarea mea de a sprijini și a reabilita, de fapt a finaliza investiția de aici de la dumneavoastră, care, așa cum spuneți, stă și trenează de 11 ani. Deci mă asigur... câți beneficiare am vorbit la total pe zi? Nu pot să vă spun un număr exact de elevi. Deci la ora actuală noi avem cazați 60 de elevi. 60 de elevi care provin de la Colegiul Tehnic Miron Costin, de la Colegiul Național Roman Vodă, provin de la Liceul Tehnologic Vasile Sap și de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Sunt unitățile școlare care nu mai dispun de spații de cazare. În municipiul Roman mai dispun de spații de cazare Colegiul Tehnic Danubiana și Liceul cu program sportiv. Și evident seminariile care au un regim special. Da. Deci, doamnă, contați pe mine. Consiliul Județean Neamț va sprijini și vom termina investiția de aici. Din păcate, constat cu tristețe că un obiectiv care ar fi trebuit să fie prioritate pentru administrația romașcană este lăsat în paragină, și spun prioritate pentru că e vorba de copiii noștri. Asigur romașcanii și pe dumneavoastră că voi aloca fondurile necesare și vom termina investiția de aici. Noi vă mulțumim. Eu vă mulțumesc. Mulțumim, domnule președinte. Acolo este bucătăria. Asta e sala de mese, acolo e bucătăria unde, desigur, lipsesc echipamentele, dar după ce construcția în sine va fi reabilitată, probabil o să ne ajutați și cu echipamentele care, într-adevăr, haideți să o punem, să o facem și după aia vă vedem și cu că poate totuși se trezește și domnul de la Roma. E păcat ca acest așezământ de educație și cultură să nu aibă această cantină rezolvată să fie. Mai ales, domnul președinte, vedeți că se pune din ce în ce mai mare pondere pe învățământul profesional și tehnic. Exact. Noi încercăm, federația noastră încearcă, ca prin modificarea legii 1, articolul 12, să facem în așa fel încât elevii să primească casă și masă gratuit, ca să-i atragem din nou către școala profesională care atâta timp a fost în disgrație. Vă dați seama că cu atât mai mult, dacă o să reușim lucrul ăsta, avem nevoie de aceste spații. Cu siguranță, prioritatea guvernului și a noastră trebuie să fie reînființarea școlilor de meserii. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă în piața muncii, și aici vorbesc de județul Neamț, avem foarte multe proiecte, noi, administrația locală, dar plus în sectorul privat, și nu avem cu cine le implementa pentru că nu mai este forță de muncă calificată. Și asta ar trebui să fie o prioritate pentru noi, cei care conducem astăzi destinele județului, dar nu o putem face, de fapt nu noi o facem, o face Ministerul Învățământului. Și aici trebuie să vedem cum abordează actualul guvern învățământul dual și transformarea unor licee în școli de meserii. Aș vrea să vă mai spun un detaliu, vă rețin puțin. Pe lângă corpul vechi al clădirii, să spunem așa, e un corp nou. Eu eram aici, ăla era în construcție când a fost cutremurul 1976. Să știți că ne-am mobilizat atunci cu forțe proprii și am rezolvat acolo. Din păcate, nu ne mai putem permite lucrurile astea. Și avem nevoie de sprijinul nostru, de sprijinul primăriei. Vă sprijin și am promis-o și întotdeauna când am promis romașcanilor că fac ceva, m-am ținut de cuvânt și mă țin de cuvânt. Vă mulțumim. Toate cele bune. La revedere. Mergem, da?